Asociația pentru protecția animalelor, prietenii noștri, a început o nouă campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor. Echipa de medici germani cu care asociația colaborează de mai mulți ani s-a instalat zilele acestea la Slatina. Nina Scholhorn vine cu drag în oraș de peste 10 ani și mărturisește că este impresionată de numărul mare de programări venite din partea oamenilor. I'm really happy how the situation is in Slatina. I have to tell you because I work in other places in Romania, but here is somehow special for me because people really, they understood now that it is important that they do something good for their animals. Slătinenii apelează cu încredere la serviciile oferite de Asociația pentru Protecția Animalelor, prietenii noștri, iar în fiecare zi au loc în jur de 30 de operații. Cei care vor să-și sterilizeze animalele de companie trebuie să aibă în vedere mai multe reguli atunci când vin cu patrupedul la cabinet. Cam câte programări pe zi aveți? Se fac între 25 și aproape 30. Pe zi. Campania va dura 2 săptămâni, dar persoanele să-și vină cu cușcă proprie dacă au posibilitatea, dacă nu îi se oferă de aici când ajunge la poarta adăpostului. Numărul de telefon este 0726179270 la doamna Racoții Carmen. Fără această programare oamenii nu? Nu se poate face fără programare. La finalul acestei campanii, echipa de medici germani se va muta în Sighișoara, iar apoi se va întoarce din nou la Slatina pentru încă 2 săptămâni în care se vor oferi în mod gratuit servicii de sterilizare pentru patrupede.